În viziunea PSD, școala trebuie adaptată astfel încât să se asigure fiecărui tânăr, elev sau student atingerea potențialului său maxim, precum și orientarea optimă în carieră. Programul de guvernare al Partidului Social Democrat pentru următorii patru ani cuprinde soluții concrete și viabile în domeniul educației. În viziunea PSD, școala trebuie adaptată astfel încât să se asigure fiecărui tânăr, elev sau student sprijin, inclusiv economic. Programul Național de Sprijin al elevilor cuprinde atât dublarea alocațiilor copiilor conform legislației în vigoare, cât și bursa de asistență socială în cuantum de 1000 de ron lunar. Astfel încât fiecare elev care provine dintr-o familie în care părinții sau tutorii legali cu salariu minim pe economie va putea fi eligibil pentru acest tip de bursă. De asemenea, acest program cuprinde și siguranța transportului gratuit pentru elev pentru toate tipurile de transport pe tot parcursul anului calendaristic. Componenta socială în sistemul educațional este extrem de importantă pentru Partidul Social Democrat. Ne dorim ca elevii care se bucură de o bursă de asistență socială să primească 1000 de lei, iar bursele de studiu de merit și de performanță să fie plătite la nivelul procentual undeva între 32 și 40% din salariul minim pe economie. Să nu uităm că este la fel de important și transportul elevilor, dacă în mediul rural mai avem acele microbuze care îi transportă pe elevi, ne dorim ca și ceilalți care merg la școală în mediul urban să beneficieze de transport, chiar și cu trenul, chiar și cu autobuzul și cu celelalte metode, totul în sprijinul și în facilitarea accesului la educație. Asigurarea de burse minime pentru elevi ar însemna pentru bursa socială, lunar 40% din salariu minim net pe economie, adică 550 de lei pe lună. Pentru bursa de studiu, lunar 32,5% din salariu minim net pe economie, adică 450 de lei pe lună.